un ursuleț aici, așa de gingaș. Anghel, ursuleț, ia vine aici la tante Lilu. Ia vine tante Lilu să te ia în brațe și să mergem. Așa, ia uitați-vă, ia uitați-vă. Aha, credeți că el o să vrea la mine. Uite, îți dau voi jos, tu mănâncă mai departe bomboanele și te duci la... Eu mi-am dat seama că lucrurile se întâmplă frumos atunci când sunt oameni care muncesc cu pasiune și asta este despre tine, dragule, și despre întreaga echipă. Elevii de la... Sunt ansamblu etnofolcloric Mugurașe de la Liceul Teoretic Universul din Chișinău. Și ne-ați adus un univers al tradițiilor. Mai fetelor, sunteți fete sau sunteți și băieți pe aici? Nu, numai fete, că fetele trebuie să fie... Babe, exact. Dar voi vă arătați fața sau nu? Fetelor, scoateți măștile. Ia, haideți să vă vadă și mama și tata și bunica de acasă, da? Ia, uitați-vă ce fetițe drăguțe avem noi în spatele acestor măști. Ah, sunt cam aburite fetele. E cald sub măști, așa? Ce-ți place ție la această frumoasă tradiție? Această frumoasă tradiție îmi place foarte mult la ea, deoarece este transmisă din moș strămoș și este foarte amuzantă și interesantă. Și văd că ți-ai găsit și hălățel pe măsura ta. Cine s-a ocupat de vestimentația? Pentru că aici trebuie să corespunzi normelor și poziții, că să dau fetele cocoșate bine de tot. Bineînțeles, este un joc tradițional din Republica Moldova, din zona din nord a Republicii Moldova. Este rezultatul expedițiilor folclorice realizate de mine împreună cu mentorul meu Nicolae Gribincea de la Plăieșii. Am încercat să facem un ansamblu etnofolcloric mixt de fete și băieți, 100% folcloric, 100% tradițional, unde promovăm, unde studiem, unde cercetăm arta și tradițiile folclorului nostru, neamului nostru. Și de la cei mai mici, cât exact are Anghel? Lușu are, Anghel Lușu, îi spun eu Lușu, are un an și două luni. Un an și două luni și el deja face deja parte din artist. Ansamblu. Ia uite, artist emerit care își primește chiar acum porția de... Onorariu. Onorariu, da. Exact. Voi așa la deveniți, da? Sigur că da. Am decis să-l încadrăm și pe Angheluș în ansamblu etnofolcloric Mugurașii, pentru că anume de sărbătorile de iarnă, atunci când simțim ceva frumos sufletește, atunci când suntem în familie, familia Mugurașilor a decis să se facă cu un membru nou al ansamblului, pentru că uitați-vă cât este de drăguț, uitați-vă cât este de frumos și se încadrează minunat în sărbătorile de iarnă, pentru că este cel mai frumos ursuleț din Republica Moldova. E adevărat, sunteți niște norocoși că vă aveți unii pe alții, dar îmi ziceți mie în secret, domnul Valentin e sever? E pâine caldă? Vă place de el? Da. El este sever câteodată, dar asta el ne face observație nu cu rău și cu bine ca să fim buni artiști. Bravo, bravo! V-a învățat lecția de acasă, da? Ce trebuie să răspundeți? Mi-am făcut tema pe acasă. Tatele lui o să vă întrebe. Mulțumim foarte mult pentru acest show. Mă bucur foarte mult că, iată, tânăra generație crește frumos. Da, și transmite mai departe, pentru că avem nevoie atâta timp cât trăim și sunt copiii care să ducă mai departe tradițiile, înseamnă că totul este bine. Dragilor, ce ziceți acum dacă facem așa cu toții un la revedere și la mulți ani tuturor! La mulți ani tuturor! Vă mulțumim că ați fost alături de noi! La revedere!